Reprezentanții CNADNR au cerut constructorului să grăbească lucrările, mai ales între Bumbești, Jiu și Lainici, pentru că era așteptat un aflux mare de autoturisme la sărbătorirea hramului mănăstirii. Dacă până acum șoferii erau nevoiți să aștepte la peste 10 semafoare, astăzi un singur semafor mai punea probleme șoferilor. Noi continuăm cu activitatea la drum, ne vom axa mai mult pe zona de nord, unde lucrările sunt față de tronsonul de sud, pe zona de nord sunt rămase în urmă, dar am promis că până în decembrie vom avea asfalt nou până la Petroșani. Cei mai încântați au fost șoferii, care erau obișnuiți să petreacă ore în șir printre drumari și utilaje. Foarte bun. Da. Foarte bun drum. Înseamnă că l-au gătat în partea asta. Doamne ajută! Bun, nu e chiar foarte bun, că mai e de lucru, dar e bun. E bun. Sunt în două locuri, dar cred că se rezolvă și într-un scurt timp să poate circula bine. Reabilitarea drumului național 66 a început în anul 2009, însă constructorul care a câștigat atunci licitația a luat o parte din bani și nu a mai efectuat lucrările. Astfel, în 2012, consorțiul de firme Comsa și Copisa a câștigat licitația de aproximativ 150 de milioane de lei.